Ești pregătită? Da. Te-ai născut pregătită? Știți dacă mă faci de râs pe acolo? La băieții aia? Dar ce credeai că pentru micul dejun? Ai luat pasta de geantă, mă, incredibil. Mă, ți-am zis? Ce? Că ai uitat-o, mi-ai zis. Am uitat pasta de dinți, da, mi-ai zis. Așa e. Live music. Păi când nu ești tu pregătită să mănânci? Asta era. De ce te-ai fi întrebat? Da. Da, poate vrei un vin. Da. Nu mănânc nimic. Bună dimineața. Ați venit pe mâncare, mă, pui. Da. Nu mai mâncare, o, frate, mă. Ești pregătită pentru drift? Da, abia încerc să facem după ce am crezut. Incredibil. Neața, salut. Ce faceți, mă, mâncați? Băi. Da, mă, e dimineață, e tot restaurantul. Ah, ce faci, mă? Incredibil. Bine, plin de pisici, mă, frate. Plin. Plin de pisici. Plin. Da. Se fumică, Silviu. Un pic, așa. A, de la Viu. Da, provoacă foame, așa e. E dreptă. O fierte, da, mă. Nu, o fierte, nu. Pă ce-am mâncat aseară ca un urs? Gata, am ajuns. Cu autocarul. Mut autocarul. Mașinile sunt pregătite, frumos, elegant, toată lumea. Este Horia. Și bun. Se joacă pe simulator fix pe circuitul de aici, pe care o să și meargă astăzi. El mai a fost aici. Zi-mă, mai am fost aici. Mai am fost aici, da. Da. Ce motor are ursul? Very good transition. Very good transition. What's the engine of the BMW? M3. Yeah. M3? M3 E36. Yeah. E30. From the dash. Zaber. It's E30. Here. E30. Like? Still on the gas. Right. It's good car. You have gas? Good job, Silvio. Yes, me too. No? I hate I-am tras frumos și noi de dimineață, până vin cursanții, să le încălzim pe astea micile. Îi trag o mână, n-am frână de mână. Asta e, uite-l și pe Silviu cu spinul. Silviu cu spinul. Știți pe Silviu cu spinul? El e. Silviu cu spinul. Hai, Silviu. Hai, Silviu! Lătuți! Lătuți, plătuți! Nu? Ok. Hai să facem pe rând. Să facem pe rând. Of, ce frumos e, Doamne! Aș sta, m-aș muta aici, în Grecia. Și să stau aici să fac drift toată ziulica. Le încălzim și noi, mă, până una alta. Până vin cursanții de la teorie, le încălzim și noi, ne bucurăm și noi de chestia asta. Ne-am dat ceva. Cred că de 10 minute tot ne dăm, ceea ce e bine. Ne place. Mai venim. Toată ziua aș face asta, mă. Fără nicio problemă, adică n-aș avea nicio problemă. Să fac asta toată ziua. All day long, all day. Mă înjură băieții ăștia că nu ies. Dar eu trebuie să filmez acum, adică pe lângă faptul că mă dau, trebuie să și filmez pentru voi. N-am ce să fac. Hai că ies, bine, hai că ies. Ies, Silviule, calmează-te. Ce frumos.
Ce frumos, doamnelor și domnilor. Îmi place de mor. Of, în următoarea viață mă fac pilot de drift, am zis. Se schimbă aderența pentru că se udă și trebuie să fii atent pe ce parte și cum și unde și cât ține, cât nu ține. Da, superb. E superb. Superb vremea, tot ce trebuie așa cum trebuie. Îmi place de mor. Dacă e și lui Silviu cu Mazda, e ușor pentru toată lumea, crede-mă. First timers, first timers. Mamă, și am avut și Adidas și ăștia noi. Hello. 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 Let's go in the car. Mamă, vorbiți în engleză, nebunilor. V-ați dat pe engleză. Să vă dau pe română înapoi. Team small. Team small. Bun, există soluții. Asta e important. Team small. Okay, so all the way back. Let me sit in the car and I'll show you the first exercise. Prima dată conduce instructorul. Prima dată conduce instructorul, îți arată exercițiu, ce trebuie făcut, după care intri la manș. Asta trebuie făcut. Inițiere de derapaj. Atât de simplu. Atât de simplu. Alexandra, prima tentativă. Ia-o încet. Ia-o încet. Yeah! Trebuie să calci ambreiajul. Da, mă, prima intrare e complicată, nu știi aderența, nu știi... Nu înțelege că e spate, că e... Dai seama, e complicat. Giannis i-a zis, calco, s-a călcat-o, u-du-du! Asta e ok. Așa trebuie, ușor, ușor. Aproape bine. Da, al doilea exercițiu. Să-l ia pe ăla. Al Alexandru. Da, da. Aproape bine. Hai, cu următoarea este. Hai, hai. Aproape bine, aproape bine, aproape bine. Pe cine avem în Miata? Bogdan Stanciu, domnilor și domnilor. El se descurcă, nu fac probleme, vine cam încet, nu înțeleg de ce e așa timid. Hai. Doi. Dă-i gaz. Hai, 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 încă o dată, hai. Asta e bine, bravo, aproape bine. Din două, da, a mers. Hai. Da, cuiva așa m-am făcut atât, de când am văzut. Foarte bine. Bine? Foarte bine. Valentin Bulibașa from Romania. Am venit-o bine, băi. Asta e exercițiu pentru grupa mai avansată. O intrare mai largă de acolo, de pe zona aia. Sunt instructori acum, le arată ce trebuie să facă. Aici îl avem pe Horia, care este a doua oară la curs. În Nissan îl avem pe Păslaru, care este dintotdeauna la curs. În dreapta, bineînțeles, că acum sunt instructorii. Revin după ce îi pun la volan. Și dacă tot e mai greu și asta e grupa avansată, ca să zic așa,
în E36-le cu 4 și l-avem pe Claudiu, care este a treia oară la curs. Vin aici în mijloc să pun presiune pe ei. Hai să vedem să-i pună pe cursanți la volan. Se schimbă instructorii cu cursanții în compact. Avem pe Gabriela, e prima dată la curs. Se descurcă foarte bine. Bravo, foarte frumos. Se pare că primul o să fie Claudiu, care a schimbat până acum, până la jumătatea primei zile a mers pe Nissan și acum e la prima intrare cu E36-le 4. Și ia să vedem. Bine, Clau! Bine, tată! Bravo! Prima intrare, mă! Bravo, mă! Bravo, mă, frate! Mamă, l-a putut să facă și tranziții! Incredibil! Bravo, mă, frate! Bravo, mă, frate! Da, măi, ești drifter, mă, gata! Gata, mă, ia-ți mașină de drift! Hai să-l vedem pe Horia! Sau nu, nu, Gabriela. Gabriela are un exercițiu mai lejer, pentru că, repet, e prima dată aici. Se descurcă, nu? La prima participare. Bravo, foarte frumos. Foarte bine. Bravo. Foarte bine. Horia. Primul exercițiu. Bun. A greșit inițierea, dar a recuperat pe parcurs. Bravo, Horia! La pâzlarul, doamnelor și domnilor! N-are nimic! Foarte bine a recuperat! Prima intrare pe Nissan. Până acum am mers pe BMW-ul E36 cu 4 uși. Bravo, Pâzlare! Bine, Pâzlare! Bine, Pâzlare! Foarte bine, tată! Foarte bine! Aici avem grupa de începători. Cam asta trebuie să facă, le arată instructorii. Problema e că e după masă și din experiența am văzut că după masă, oamenilor nu le mai iese treaba așa cum trebuie. Aia e. Alexandra aici, da, e cu instructorul la volan. Îi arată cum trebuie să iasă. Dar e bun exercițiu, e foarte bun. Și pentru oamenii care nu vor să fie drifteri ca și meserie, și e bun ca să înveți controlul mașinii, e extraordinar. Asta este inițierea cu frâna de mână pe viraj pentru oameni care sunt prima dată aici la acest curs.
Deci trebuie să fim îngăduitori, dar o să-i vedem mâine. Mâine sigur se descurcă mai bine. Aici o avem pe Alexandra. Și hai mă, calcă ambreiajul, trage frâna de mână, dă-i drumul, dă drumul la ambreiaj. E greu. Și cred că e greu. E bine că a tras-o. E bine că a tras frâna de mână, oricum, adică tot e bine. Ia, Bogdan, prima dată la curs, frâna de mână, n-are nimic, am venit să învățăm. Începători, inițiere, frâna de mână, să vedem progresele. Am încercat de 4-5 ori până acum. Hai că e bine, mașina are volum mare, o ajută, bravo, foarte bine. Foarte bine, mă. Foarte bine de data asta. Am filmat și a ieșit și bine. Ce să mai facem? Hai să vedem aici băieții. Iese bine. Iarăși, la prima participare la curs. Foarte bine. Foarte bine. Pe exterior, frumos, curat. Curat. Aici la Alexandra mai e de lucrat un pic. Dar asta e. Am venit să învățăm. Părul, iubito, aranjează părul. Foarte bine! Foarte bine! Hai să plec și iata. Dan, prima participare. Știu că pare încet de afară, dar întotdeauna e mai greu de la volan, vă garantez. De afară pare simplu, toți zice, ce bă, eu fac eu, nu fac eu. Dar, na, de la volan e mai greu. Foarte bine. Haos, haos, tată. E haosistă, haosistă, haosistă. Bravo. Băieții avansați au trecut la următorul exercițiu, care e destul de greu. Se descurcă bine, incredibil. Bine, acum Claudiu m-a văzut că filmez și s-a emoționat. Nu știu dacă o să-i mai iasă virajul ăsta lung. Hai că e ieșit. Bravo, Claudiu. Bravo, frățioare. Foarte tare. Foarte bine. Zece. Aici avem grupa mică care a rămas la exerciții de inițiere cu frâna de mână. A, nici măcar nu e frâna de mână. Să-l vedem pe plăsarul Nissanul. Bună inițiere, bravo, frate. A avutat. Foarte bine. Foarte bine, extraordinar. Oh. Aproape bine. Aproape bine. Horia. Avem și Horia.
obosiți, mă? Da. De ce v-ați obosit? Ce e liniștea asta? Da, mă, convins eram că face poză. Bă, e foame? Bă, e foame, nu? Fetele? Ce? Gata? Terminat de suntem. Incredibil, mă. De la condus, mă? Ești bine? Aștept o bere. Da, Doamne! Ia uite, mă, peisaj. Cum a fost, iubito? Greu. Greu? Frumos. Avea servo direcție, adică, nu? Servo, nu e ușor să trai de volanul ăla, se gândește atât amici. E mult? E prea mult pentru creierul meu. Eroare. Începem ziua 2. Cu Claudiu. Blană. Marfă rău. Îți iese și azi? Încercăm să vedem dacă ne lasă... Unde? Nu e aici. Păslaru. Păsli. Trage păsli și azi. Hai să vedem ziua 2. Prima tură pentru avansați. L-avem pe Claudiu. Bravo, tată. Sunt mândru, mă, de ei. Foarte bine. Impecabil. Țiplă. Ce notă îi dai? Ce? Ce notă îi dai? 10 din 9. Mamă. Și aici avem Team Small din grupa de începători. Este Gabriela la volan. Nu e Gabriela? E Modalina, iartă-mă. Am confundat. Mulțumesc pentru asistența aici. Am om aici care mă corectează, da. E Modalina din Team Small. Gabriela e aici pe margine, tot Team Small și ea. Da, asta este grupa de începători. Alexandra, mulțumesc, da. A doua sesiune a zilei. Știa că o filmez, de-aia e ieșit acum. Galerie. Acolo alunecă mai tare. Foarte bine. Ușor. Bine! Ce ai făcut? Gata, mă! Nu mai mi-au evocat. Bine! Rămâne Silvia în familie, domnule. Hai! Bravo, mă! Bravo! Bravo, Alexandra! Da, s-a mers bine. Aici avem un exercițiu mai complex pentru grupa de avansat. Până aici nimic greu. O tranziție aici. E prima oară când execută exercițiul ăsta Claudiu. Aici începe greu. Bravo, Claudiu! Bravo, tată! Bine-s! Bravo! Impecabil! Impecabil, mă. Acum avem pe Gabi, care are tranziție pentru prima dată. Hai să vedem. Foarte bine. E prima încercare.
Bravo. Îl avem aici pe Pâsli, a.k.a. Vlad Pâslaru, care este aici doar a 6-a oară. Nu e un exercițiu ușor. Știu că vi se pare ușor de pe canapea, dar nu este ușor. Știu că pare mai încet de afară, dar nu e încet de la volan. Aici, aici vine greu. Ăsta e greu. Mai mult gaz. Dar e ok, a legat-o cu frâna de mână. Foarte bun unghiu, bravo frate. Deci se poate. Haide! Haide, Clau! Mult entuziasm. Foarte bine. Să vedem ieșirea asta. Hai. Pe lung. Pe lung, pe lung. Bravo, mă, frate, mă. Cea, o frână de mână dacă îi trăgeai acolo. Era perfect. Oricum, bine. Bine. Ei. Ești pregătit pentru cursa vieții tale? Dacă nu ți-e să-ți dau gunoiaua peste picioare. Ei, hai să nu. Atâta zic. Ai făcut din asta ce? Nu-i treaba ta. Hai. Cine? Bă, lasă-mă în pace. Stai. Lower speeds and much sharper gas throws, okay? Hi. Yes. Because your instructor is sleeping. Yes. Yes. Hi, Spritz. Avansați la aproape sfârșitul zilei. I-am lăudat. Prea repede. Dar ne-au ieșit până acum. Ne-au ieșit. Nu e ușor. Treabă bună. Hai să vedem. Bun, bravo! Dacă mai ținem un pic în ture. Horia. Așa e exercițiu pentru Horia. Trebuie să intre, să o piardă, să facă un cerc. Nu glumesc. Nu e așa exercițiu, dar suntem aici să învățăm. E a doua oară aici. Se vede. Cu Miata e mai greu un pic.
adică cu șampanul sau benzeurile. Bun! Bun! Bun, 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 bun! Cu cât mai la exterior, cu atât mai bine. L-avem pe Claudiu, care este a treia oară aici și este foarte entuziasmat. O să și vedeți în stilul de condus, entuziasm. De pâzii. A, nu. Mult entuziasm. Foarte mult entuziasm. Vrea să facă cel mai mare unghi din istoria unghiului de drift. Bun, de data asta mult mai bine. Și acum, la sfârșit, avem concursul de departajare. Îl vedeți pe Horia, executând exercițiul de la început. Inițiere cât mai aproape de conurile astea în exterior. El nu e, este far, far away land. Așa, acolo cât mai aproape de conurile roșii. El nu e, e far, far away land. Așa, aici avem o tranziție de conurile roșii. După care iarăși la exterior, cât mai aproape de conuri. It's good. It's good. It's good. Și acum a ieșit. Foarte bine. Adică foarte bine. 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 Bine că n-am mai. Acum le avem pe fete în concurs, care trebuie să facă maxim 5 cercuri fără să îndrepte sau fără să dea spin. Aici Madalina a îndreptat de vreo 2-3 ori. De mângăduitor. Grupa mică. Primul ei concurs de drift. No pressure. Bună performanță la concurs, bărbaie.
That's his wife, but that's my girl.